lui Betty, nu doar Tinica, ci voi toți care ați intrat în jocul ei. Am făcut-o spre binele ei. Adică, voi credeți că regulile ei sunt făcute ca să vă facă pe voi oameni mai buni? Da! Trezirea fraților! Nu-i așa! Școala dorește performanța noastră ca și noi. Are 6-10? Doamna profesor? Doamna dirigintă. Are și vorbi 6, Sara 9-50, Derek 5, Arci Mii. Mi-e mame. Spatele mă doare îngrozitor și încerc să găsesc o poziție cât mai confortabilă să rezist încă vreo 3 ore în căldura asta infernală și îmi fac casă de și ajungem să așteptăm ore de ore să mai transform. Lucruri pe care cu greu le putem înțelege, poate mai puțin nu vorbesc de voi. Nu? Și atunci știi cu toate cele cuvinte despre... Asta e costul la care sunt, știți? Nimeni nu s-a dat de mine până n-ați început dumneavoastră și m-ați săturat. Cu profesorii noștri și mai fac față. Așa să te vinovățești pentru niște lucruri care nici măcar nu sunt de tine. Verde, ai nevoie din impuls ceva care să te ajute să te trezești din această stare vegetală pe care o adoptă cineva. Voi nevează că ești mișto, dar mai pentru tine. Și nu ți-am eu soluție. Se amortizești cu sufletul, așa e ca o plasă. Ce vă faceți ceva pentru voi. Viața de acolo nu interesează pe nimeni dacă ți-e ție bine sau dacă îmi place ceea ce vor sau nu. Întrebarea mea este în ce măsură educația pe care le oferim îi pregătește pentru viitor și în ce măsură îi pregătește în prezent să se înțeleagă și să înțeleagă lumea din jurul lor în prezent pentru a putea lua deciziile cele mai bune.